Bună, suntem în parcul Iore, împreună cu... Ruben. Cu... Miha. Miha. Andy. Daniel și Romica fără frică, suntem aici pentru misiune. Ne rugăm ca Dumnezeu să pregătească oamenii păcii. Suntem gata să facem ceea ce Iisus ne-a chemat pe toți să facem. Ce așteptări aveți, băieți? Foarte bun. Cele mai bune. Cu Iisus înainte. Amin. Vă rog să-mi permiteți să înregistrez pentru ceilalți care să vadă cum se vindecă bolnavii ziua de astăzi și o să aveți dumneavoastră o amintire. Ok? Da. Și vă dau... O să bun. Fac o rugăciune, să pun mâna pe spate. Vă relaxați, nu faceți nimic. Ruben o să facă o rugăciune scurtă și o să vă treacă durerea. Să pun așa mâna în mare. Aici. Deci încă o dată, domnul are o durere de spate, el cât? L4, L5. Ok. Lumbară 4, vertebra lumbară 4, între vertebra lumbară 4 și vertebra lumbară 4. Ok. Pune mâna. Comandă durerii să plece în numele lui Iisus. Îți comand durerii să plece în numele lui Iisus. Vertebrele fiți restaurate, chiar acum, tot. Și acum verificați dacă vă mai doare. Căutați durerea ca să știm. Ați venit în cursul săptămânii. În cursul săptămânii sunt mulți. Bunici aici care suferă de tot felul de probleme. Am avut doare acolo, dar mă doare lateral. Ok, încă o dată. Autoritate. Mă stau jos sau stau? Nu contează, nu contează. Vă relaxați, nu faceți nimic. Mulțumim, Doamne, pentru vindecare. Mulțumim pentru vindecare. Dar poruncesc în numele lui Iisus, Doamne, să dai chiar acum vindecare totală. Verificați acum dacă vă mai doare. Pe mine trebuie să mă gândesc. De ce total? Că am probleme, că sunt cu copiii. Toată ziua mă gândesc cu ei. Băi, să nu spui că nu te gândesc. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu știu. Vreți să știți? Da. Vă spun imediat, să vedem și cu doamna, facem rugăciune. Da. Vă doare momentul ăsta? Că așa ne putem da seama. Nu pot să spun că mă doare moment, numai că coloana mea e toată terminată. Bine, hai să facem o rugăciune. Deci coloana de sus până jos, sus, am două hernii discale și 3, 4 și 5 sunt tasate așa. Ok, vă relaxați, permiteți să punem mâna, da? Sigur. O rugăciune scurtă cu autoritate. Poruncesc boală să pleci chiar acum din coloana vertebrală și să fie restaurată toată, chiar acum, Iisus, să fie. Vă simțiți bine măcar? Simțiți ceva? Na, că nu putem să verificăm. Eu mă simțeam bine, binișor când am venit. Nu simt nicio nu putem să verificăm. Trebuie să spun. De ce să vorbesc prostii ca simt diferență? Da, poate că... Da, se va întâmpla. Noi credem că s-a întâmplat ceva. Spuneți-mi. Dacă dumneavoastră credeți că s-a întâmplat ceva, atunci... Noi facem asta de mai mult timp. Spun și eu că s-a întâmplat ceva și... O să vă dau filmulețul și o să vă mai dau și alte filmulețe, dacă le vedeți pe internet. Mai veniți pe aici? Mai trecem. Mai acum... treceți, dar treceți. Doamna, are ceva o problemă? Vă doare ceva acum, în momentul acesta? Capul te durea. Te mai doare, mă, capul. Vă doare în momentul acesta? Cât de tare? Mă doare capul rău de tot. Da? Da. Vreți să scăpați de durere? De la 1 la 10, ce faceți care vă doare? 10 însemnând foarte tare. E foarte bun. Sunteți candidatul perfect. O rugăciune foarte scurtă face Ruben, vă trece durerea și apoi vedem ce spuneți. Poate să pună mâna pe capul noastră? Se pune. Relaxați-vă. Durere, poruncesc să pleci chiar acum, să folosești capul acesta. În numele lui Iisus, mulțumim, Doamne. Vă mai doare? Verificați. Hai să zic, o idee a lăsat, dar nu o să zic. Deci a fost 5, acum cât este? Hai să zic că un 1 a mai scăzut o idee. Încă o dată. Nu-i nimic. Relaxați-vă. Ok. Doamne, îți mulțumim că tu-ți atingi și astăzi și poruncesc durerii să plece chiar acum. Toată. Hai, mulțumim, Doamne. Verificați. Vă mai doare? Mult mai puțin. Scade intensitatea. Dar tot mai este. Mult mai puțin. Ok. Încă o dată. Nu-i nimic. Relaxați-vă, vă rog. Doamne, îți mulțumim că m-ai scăzut, dar poruncesc toată durerea să plece și să fie zero, chiar acum. Îți mulțumim, Doamne.
Verificați acum. Nu vă mai tare? Ce credeți că s-a întâmplat? Vreți să știți? Da? Vreți să știți? Absolut. Da, uitați despre ce este absolut vorba. Dumnezeu este viu, este real și El, cât a fost pe pământ, a vindecat bolnavi și a spus: cei ce vor crede în numele meu, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii vor fi vindecați. Suntem creștini, credincioși, facem lucrul acesta de o perioadă de timp, lucrurile se întâmplă, suntem încântați. Nu, noi. Nu, eu n-am nicio suntem putere, oameni normali, nu este de la noi. Deci este Dumnezeu. Dumnezeu vă iubește și Dumnezeu vrea ca dumneavoastră să vă apropiați mai mult de El, să faceți voia Lui. Dacă vreți să știți mai multe, cu coloana și o să vedeți că sunteți bine. Vă las o carte de vizită, mai vorbim, ne mai vedem și așa mai departe. Așa. Cum pot fi vindecat? Este foarte simplu. Deci este un prieten, Ruben, va face o rugăciune foarte scurtă, va trece durerea și atunci să vedem ce mai spuneți. Vă relaxați. Poate să pună mâna? Pun mâna așa sau cum vreți. Sau puneți dumneavoastră mâna pe genunchi? Să pună mâna. Ia ok. Durerea, poruncesc să pleci chiar acum în numele Lui Iisus. Genunchi, fi restaurat, chiar acum durerea să pleci toată. Și acum vă rog să verificați. Durerea. Acolo vă doare? M-am usturat pe ăla cât am mers pe un parc astea. A, deci nu genunchi vă doare. Nu, mă dor picioarele așa de aici până pe aici. Ce vă doare? Ok. Poate să pună mâna pe basket? Poate să pună mâna pe ce vrea la durerea. Pune mâna și poruncește durerea. Durerea, poruncește să pleci chiar acum. Aceste picioare să părăsești durerea în numele Iisus Hristos. Toată. Mulțumim. Toată, să pleci, chiar acum. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă vă mai doare. Sunt convins. De-aia și facem lucrul acesta. Pune, talpa. Vă doare capul? Vă doare capul tare? Abonez. Ce credeți? Ce credeți că s-a întâmplat? Nu o fea. Pe psihicul meu ce se întâmplă? Nu e pe psihicul noastră, e pe... Nu să vă mai doare. Păi nu mă doare. A, este doară? Păi ca să verificăm. Aveți vreo durere? Imediat ajung și acolo. Da? La băieții. Ce credeți că s-a întâmplat? Vreți să știți? Da. Dumnezeu este real, este viu. Și Dumnezeu vă iubește și s-a atins în masă ca să vă atragă atenția, să vă apropiați de El, să faceți ceea ce... De Dumnezeu. Păi suntem. Așa, foarte bine. Deci asta s-a întâmplat. Ce ziceți? Puteți să faceți dumneavoastră lucrul acesta, dacă aveți credință. Peste tot. Da, toată lumea e cu Dumnezeu, știți? Bine, vă mulțumim foarte mult. Vă las o carte de vizită. Bună, sunt Romica, sunt aici cu Ruben și cu domnul... Marius. Marius. Domnul Marius are o durere de cervicală, de nivel 10, a spus dumnealui. Facem acum o rugăciune scurtă, vă relaxați, durerea vă trece și apoi să vorbim. Ruben, te rog. Durerea cervicală pleacă chiar acum din acest... cum în spate, fie restaurat, dacă chiar acum fie restaurat o coloană, tot se trece din tot, chiar acum. Verificați, vă rog, dacă vă mai doare. A mai scăzut? Hai. Da. Ok. Mulțumim, doamne, că am mai scăzut și că ești bun, dar vrem vindecare totală și îți mulțumim pentru vindecare totală, pleacă boală chiar acum. Vă rog să verificați. V-am mai lăsat puțin. Ce ar trebui să plece toată? Pleacă durere chiar acum în numele Lui Iisus, toată. Toată să plece chiar acum. Mulțumim, Iisus. Verificați, vă rog. Vă mai doare? Da, nu mai mă doare. Da? Ultima, încă una. Pune mâna și spune așa. Da. Pune mâna și spune așa. Oase? Oase. Mușchi? Mușchi. Terminații nervoase? Terminații nervoase. Cartilagii? Cartilagii. Fiți vindecate? Fiți vindecate. Acum? Acum. Complet? Complet. În numele Lui Iisus. Stai o clipă. Verifică acum, dacă te mai doare. Ce credeți că s-a întâmplat? Știu, eu nu știu ce s-a întâmplat. Vreți să știți? Da. Dumnezeu este real, este viu. Da. El a umblat pe pământul acesta prin Iisus Hristos. Iisus a spus: cei ce vor crede în mine, vor face și ei lucrurile pe care le-am făcut eu și altele mai mari. Și a zis: dacă vă veți pune mâinile peste bolnavi, bolnavii vor fi vindecați. Și asta facem și se întâmplă.
orice boală. Și puteți face și dumneavoastră lucrul acesta dacă aveți credință și dacă vă apropiați de Dumnezeu și faceți ceea ce Dumnezeu spune. Ce ziceți? E super? Vreau o carte de vizită? Da. Mai stăm de vorbă? Da. Acum...